Încep. Da, domn Becali, apropo, din echipa asta, din primul, o echipă asta care a fost la Euro, care sunt, după părerea noastră, singurii jucători, să zicem, de talie internațională, care pot cât de cât să stea la un anumit nivel? Băi, eu știu, ăla, fundașul dreapta, care ăla stă la orice nivel vrei. Rațiu, unu, odată Rațiu. Rațiu, Drăguș. Drăgușin, probabil. Drăgușin, da. Drăgușin. Și cu, stai puțin, Stațiu, Drăgușin și Man, poate. Deci adică ăștia... mă refer la nivel înalt. Da, adică Drăgușin din centru apărării, Rațiu pe dreapta și Man în atac. Da, da, ăștia atâta. Deci, despun numai trei, de ce? Păi pentru că dacă aș enumera mai mulți, dar nici n-am puțin să enumer. Deci să nu se supere, asta e părerea mea. Da. Eu mă refer de talie înaltă. Nu, da, domnul Becali, de talie să faci față la un meci cât de cât cu Olanda, da, măcar da, cât de cât, da, să faci față. Să faci față cu Olanda, ăștia trei. Da. Alții na, nu avem. Așa. Și nici portarul, Căniță, că cu tare golul, 1-0 golul Luniță direct al lui. Da, din păcate așa a fost, da. Du-te, mă, golul Luniță, primul gol Luniță și al doilea gol Luniță. Și dacă nu scoate mingea cu Slovacia, nu mai te uiți aseară la meci. Cu piciorul. Da, la aia a fost a lui scoasă, adevărat. Aia a fost singura minge ca scoasă pe reflexul lui. Că spune lumea, băi, că ne-a salvat Niță. Păi, băi, e portar. Unde ne-a salvat? Păi, unde? Spune-mi care minge a fost ceva? Bă, bă, ce ieși păi din aia e mingea care o scoate. Dacă nu o scoate atât, pe aia... Bă, atât. Ești deci ultimul loc, ești acasă. Păi e cum, domn Becali, e ce a zis dumneavoastră. Diferență de un gol între primul loc și ultimul loc. Aia a fost, da. Cum a zis. Păi vezi, vezi. Nu e, așa dar e. Nu, domnule, că ne-a salvat Niță, că ta la lacă. Nu e, dar a apărat bine, nu poți să-i că n-a apărat bine. E un portar bun, Niță. Bă, e bunicel, nu, al meu al fost, e bunicel, dar nu că este extraordinar. A, bă, bă, nu poate să te salveze unul singur. Bă, primul gol l-apăram și eu, mă. Primul gol l-apăram și eu. Hai, mă, să spunem adevărul. Ce? Nu? A greșit, așa e, a greșit la primul gol. A greșit, dar este un portar bun. Nu e un portar slab, Niță. Nu zic, bă, dacă era slab, nu-l puneam la echipa națională. Nu, e portar bun și multe momente bune. Are momente bune, dar vezi, e câte un gol, dacă e câte un gol de ăsta la mișto neacă... Prea la miștonea că l-a luat pe da, ce, cu Stanciu ce s-a întâmplat, domn Becali? Că a jucat cu Ucraina și după aia nu l-a mai văzut meciurile următoare. Ce s-a întâmplat totuși cu el? Sau ăsta e cam atâta se poate? Păi s-a întâmplat da? Că era rezervorul plin. Așa. Și după aia, la Ucraina, s-a dus 3 sferturi din rezervorul de benzină. Dintr-o 100 de kg de benzină, 75 de kg de benzină s-a consumat. Și mai avea 25 de kg de benzină. Și mergea păr, nu mai poți. N-ai cum. N-a găsit stație. Nu merge, bă, nu merge cu Heiru. Bă, trebuie cineva să cânte la pian, dacă nu cântă la pian, trebuie să aibă cine cântă la pian. Nu merge, trebuie să ai nu valoare. Nu prea avem pe nimeni să cânte la pian, domnul Becali, din păcate. Ce? N-avem să cânte, din păcate. N-avem. Mă uitam, m-am uitat și la Iannis, m-am uitat și aseară. Bine, l-a pus în stânga acolo, dar e greu de tot, greu. Păi dar nu a Drăgușin, Drăguș, de exemplu. Da. Drăguș. Bă, Drăguș, ai văzut cu Ucraina, bă, la Iernea, a și casa a bătut, a zis, mamă, ce jucătorii ăsta, băi, ce ajunge mare. Pe urmă, pur nimic. Da, nici nu primește pase, n-a primit pase, domnule, mă uitam aseară, numai pase în gât, numai nici n-a primit, n-are cine să-i o dea. Bă, Corea, n-ai cu cine, bă, tu n-ai văzut care Coman mi-a câștigat campionatul, el singur. La echipa națională nimic. De ce? Bă, dacă nu-i mingea la tine, dacă tu cu Ucraina ai posesie 40% și câștigi 30%, mingea dacă nu-i la tine. Jucătorii valoroși nu pot ieși în valoare dacă nu ating mingea de 30-40 de ori, dacă n-ajung la ei mingea 30-40 de ori pe meci, 50 de ori pe meci. Dacă n-ajunge mingea la Coman, într-o repriză ajunge de 4-5 ori. El nici nu s-a rutinat cu fotbalul, cu mingea. Nu a avut rutină de timp. Că de ce?
El stă tot timpul acolo, se apără, se apără, ajunge pe acolo, odată primește o minge, după 10 minute mai primește una. Da. Bă, trebuie să primească în 10 minute mingea. Corect. De 15 la ori. La fel și Drăguș, de-aia vă spuneam. Nu au ajuns mingile la el. Păi ce să facă? Da, ce să facă? Păi n-a ajuns mingea, de ce n-a ajuns mingea? Dacă noi nu avem posesie deloc, eu de ce spun, bă, eu vreau posesia, de ce eu vreau posesia? Pentru că să n-am emoții. Uh-huh. Că dacă e mingea la mine, nu mi-e frică. Că băi, e mingea la mine. Nu? Da, normal. Că, domnule, n-am nevoie de posesie. Păi, bă, dacă n-ai posesia, înseamnă n-ai valoarea, că nu știi să o pasezi mingea. A, că se întâmplă că unui tehnic a joc o echipă prea valoroasă și fac o tactică, dai, domnule, puțin, cum a făcut Edi. Și foarte bine a făcut. Și, domnule, stau, mă apă și cu atacanții. Și după aia scapă contraatac, îi dau la Ucraina una, îi mai dau încă una lui Ucraina, îi mai dau încă la Ucraina. Dar Ucraina e mai bună ca noi, dar am dat noi Ucraina 3. Da, așa e, așa e. Cum, Iannis, cum vi s-a părut la turneul ăsta final? Băi, Iannis, hai să spun un lucru, Iannis, după Edi, este Iannis. Că i-am dat telefonul lui Gică și i-am spus, bă, Gică, tot Hagi treia să ne salveze. Păi pentru că nu scoate Iannis 11 metri ăla, la revedere. Pleci acasă. Ia ieși acasă, ieși pe ultimul loc. Uh-huh. Deci este la europeanul ăsta, este numărul 1 Iordănescu, 2 este Iannis și 3 ăla din dreapta, cum îl cheamă. Rațiu. Rațiu. Ăștia uh-huh. sunt. Iannis de ce? Ți-a câștigat meciul. Până 11 metri. Inventat de el. Pe bicicleta aia ta, ca paca, paca, a inventat un da. Deci, dacă el ce mai poți să spui, când el ți-a câștigat un meci? Nu? Da. Băi, Iannis mai are nevoie, el încă nu e, după accidentarea aia, nu e încă 100%. Adică ca și oral, ca și fizic, tot, nu? Uh-huh. Dar el este al doilea, zic eu. Am înțeles, ăsta e tot. Bă, n-am dreptate? Da, ba da, nu, așa e, aveți dreptate. Și, metri, ne-a calificat, și topul e corect. Pentru că, într-adevăr, pe locul 1 n-ai cum să nu-l pui pe Edi, că, na, păi, el e antrenor. Edi, pentru că nu era el tactica asta pe care Iannis îți face meciul decisiv când aveai nevoie să face penaltiul ăla. Practic, el ți-l inventează cu bicicletă, cu ce a făcut el pe acolo. Și Rațiu, într-adevăr, care a jucat bine cam toate meciurile. Ăla e jucător de mare clasă, Rațiu. Ăla e jucător de clasă mare. Da, păi mi-a zis că v-a plăcut de mult, dar mă rog, n-ați avut cum să-l luați. Nu puteam să-l iau, am vrut să-l iau odată când puteam să-l iau, dar cerea salariul 600-700 de mii el, cum ar veni. Adică atâta trebuia să-i dau. Păi, bă, nu pot să-i dau. Dar a jucător de mare valoare. Dar Edi de ce trebuie să-i punem pe primul loc? Pentru că Edi, toți îl criticam și eu. Ce mă, stai fotbal, ce cu Coman, fundaș stânga, dar dacă el nu făcea așa, nici nu câștigam nimica, poate nu câștigam un punct, două. Da. Corect, ăla așa este. Orice alt selecționer nu făcea mai mult decât el, oricine era. Nu făcea, nu. N-aveai ce să... Oricine. N-aveai ce să faci. Domnul Becari, deci... Dar nu-l uitați pe Burleanu. Pă? Pe Burleanu. În clasamentul ăsta puneți-l și pe Burleanu.